explicăm ce aș fi curios cum aș prima dată, este cum vezi combinarea celor trei procese de vânzări și celor trei departamente de vânzări, marketing și customer care. Și întrebarea ar fi, facem întâi destructurat, adică punem la punct procesele în vânzări, punem la punct procesele în marketing, punem la punct procesele în customer care, după care le combinăm sau începem de la bun început și le combinăm de la, nu știu, de la momentul de la Cred că atunci când, când creezi procesul de vânzări ar trebui să uiți de toate funcțiunile astea. Pentru că este despre client și despre conversia clientului, nu este despre departamentele tale. Departamentele vin apoi să structureze ceea ce uh, tu faci și să poți să organizezi, să manageriezi povestea. Dar nu ar trebui să înceapă de acolo, la fel cum... Uh, Observ în foarte multe business-uri că pleacă de la, ok, am oamenii ăștia, hai să văd ce pot să fac cu ei. Sau startup-uri care încep, uh, ce departamente trebuie să-mi fac. E greșit de la început. Ideea este că noi trebuie să luăm oamenii care nu ne cunosc să ajungă să ne cunoască, să creeze o relație cu noi de încredere, să cumpere primul lucru de la noi, ceea ce îi duce la stadiu de client, Apoi să cumpere de la noi repetitiv, constant, pe termen lung și de valori din ce în ce mai mari. Asta e treaba noastră, asta e procesul de sales. Și atunci ceea ce facem este să construim procesul prin toate acțiunile care ar trebui să se întâmple. Când trebuie clientul ajutat, când trebuie clientul sunat, când trebuie să primească un e-mail, când trebuie să participe la un webinar, când trebuie să îi se dea o anumită soluție, când trebuie să îi se trimită un cadou, când trebuie să îi se ceară o recomandare și așa mai departe. Și pe tot timeline-ul ăsta, tu pui aceste acțiuni care se leagă între ele prin declanșatori și în felul ăsta crezi un proces de sales. După ce ai creat procesul de sales, vii și spui ok, acțiunea asta, 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 asta asta, asta și cu asta intră în responsabilitatea departamentului de customer care. Apoi acțiunea asta, asta, asta și cu asta intră la vânzător de la farmări. Apoi acțiunea asta, asta și cu asta intră la vânzători de la Hunter. Apoi acțiunile astea intră la marketing online, acțiunile astea intră la marketing offline și apoi te apuci și organizezi și manageriezi prin responsabilitățile astea, dar ei sunt conduși de proces, nu de faptul că fac parte dintr-un departament sau din altul. Cred că aici e una dintre cele mai mari greșeli.